Domnule Corman, de un an și jumătate v-ați retras din politică în afaceri. Cum ați luat această decizie? Și îmi amintesc că presa a catalogat plecarea dumneavoastră ca fiind stranie și asta pentru că în momentul în care ați făcut anunțul în acea zi, fusese ridicată și imunitatea ex-premierului Vlad Filat. Bine, decizia mea de a pleca din politică și din Parlament nu a avut nimic comun cu alte evenimente care s-au întâmplat în toamna anului 2015, inclusiv și la prima zi în cadrul ședinței Parlamentului. A fost la 15 octombrie, dacă nu greșesc. Și eu cererea de depunere a mandatului de deputat am formulat-o mai înainte, în septembrie. Pur și simplu am așteptat prima zi de ședință plenară ca să fie aprobată oficial, așa cum se procedează. Și a fost doar o coincidență, ca să spun așa. Dar, ca să nu vorbesc prea mult la acest subiect, vreau doar să spun că după 6 ani de politică, a fost o experiență foarte bună, am făcut ce am putut, am avut și eu prioritățile mele, dacă vă amintiți, era vorba de negociere, ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, era vorba de obținerea regimului de liberă de vize pentru cetățenii moldoveni. Asta a fost, de fapt, ceea ce ne-am concentrat atunci la acel moment și am decis pur și simplu să fac altceva în viață, să fac ceva mai concret și din cauza asta deci am și plecat atunci din Parlament. Ați fost implicat în politică într-o perioadă în care Moldova era pe val la capitolul simpatie în Occident și lucrurile păreau să meargă spre bine. Acum că sunteți în altă poziție și observați aceste lucruri, unde ne-am împiedicat? Bine, eu nu sunt în postură de analist politic sau observator politic. Nu am de gând să comentez tot ce se întâmplă în politica moldovenească. Eu mă ocup de un proiect concret. Deci, la sfârșitul anului 2015, chiar m-am concentrat doar asupra acestui proiect și pot să vorbesc deci, despre acest proiect, pot să vorbesc despre experiența care am avut-o până acum, despre planurile care le avem în viitor. Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră de când v-ați implicat în afaceri și care sunt avantajele acestui schimbări? Chiar de la sfârșitul anului 2015, de fapt, noi am făcut primii pași pentru ca să promovăm acest proiect investițional în Republica Moldova. Bineînțeles că pentru un proiect mare este nevoie de timp, este nevoie de pregătire. Deci pot să vă spun că în prima jumătate a anului 2016 noi practic ne-am concentrat mai mult asupra elaborării tuturor contractelor necesare ca să fie negociate, să fie semnate, să pornim această afacere. Iar de la jumătatea anului 2016, deci practic în paralel am mers pe două priorități. În primul rând, a început construcția unei fabrici noi, a fost selectat antreprenorul general, au și demarat lucrările chiar în luna august 2016, lucrurile sunt conform planului. Deci urmărim, monitorizăm construcția propriu-zisă, fiindcă este vorba de o fabrică cu suprafață de 27.000 de metri pătrați, deci ceea ce înseamnă capacități sau posibilități pentru angajarea circa 2500 de muncitori la această fabrică. Ea va fi dată în exploatare în noiembrie, anul curent, 2017, dar deja din luna august noi o să începem procesul de transferare din această hală interimară unde ne aflăm acum în locația nouă. Va fi mai multe trepte, este vorba de instalarea echipamentului, este vorba de training-urile organizate pentru operatori pe procese adiționale la ceea ce facem noi acum. Dar în paralel, anul trecut, ca să nu pierdem timpul, dar și ca să ne pregătim echipa așa mai bine pentru această provocare care ne așteaptă în viitor, noi am decis să închiriem o hală interimară aici la Orhei. Am început procesul de selecție, nu doar a managerilor și a managementului de mijloc, dar și a operatorilor care lucrează nemijlocit în producție. Și în septembrie anul trecut chiar am început și producția. Și cred că a fost o decizie foarte corectă, deci nu doar din punct de vedere a instruirii muncitorilor noștri, dar avem chiar și vânzări, atât din septembrie anul trecut până în prezent, avem peste 6 milioane de euro vânzări, ceea ce înseamnă și impozite, transferuri la bugetul statului, ceea ce înseamnă și salarii pentru deja circa 320 de angajați care avem în companie. Deci eu cred că până în prezent a mers totul chiar mai bine decât ne-am așteptat, dar eu sunt personal satisfăcut de felul cum derulează acest proiect. Dar bineînțeles că provocările cele mari sunt în viitor. Iată, când vom trece în fabrica nouă, trebuie să angajăm mulți oameni,
Noi deja avem o strategie de recrutare aici în jurul Orheiului. Deci știm foarte bine în ce sate, ce populație există, care sunt potențialii sau candidații pe care noi putem să-i angajăm. Deci deja ne pregătim, fiindcă, așa cum spuneam, urmează în fabrica nouă deja să crească volumul de muncă. Noi acum, la moment, facem doar o parte, facem modulele pentru proiectul T6 din România. Cooperăm cu întreprinderile grupului Sumitomo Bordnețe din România. Dar intenția noastră este ca din toamnă deja să transferăm întreg acest proiect, proiectul T6 pentru transporter Volkswagen, să aducem aici în Moldova, ceea ce înseamnă deci toate procesele, de la zero până la destinația finală, până la client, să ne asumăm noi și să angajăm mulți oameni. Deci în următorii 2 ani de zile va fi o provocare foarte mare și trebuie să ne pregătim de pe acum. Acum că faceți parte din mediul de business, care este starea de lucruri în domeniul afacerii? Eu pot să vorbesc în primul rând din punct de vedere a proiectului nostru. Asta este experiența, asta este ceea ce cunosc. Pe de o parte, pe de altă parte, pot să vorbesc și despre impresia investitorilor mari, fiindcă eu sunt și membru bordului Asociației Investitorilor Străini, FIA, și pe bază permanentă ne întâlnim, discutăm problemele care sunt. Și vreau să vă zic că cu proiectul nostru noi nu am întâlnit până la moment nicio barieră, nicio problemă. Este de la sine înțeles, proiectul este mare, este vorba de doar în această fază de vreo 26 de milioane, dar tot echipamentele, deci această sumă va crește, milioane de euro. Atitudinea este una corespunzătoare din partea celor care au tangență cu proiectul nostru. Noi vom avea și posibilitatea să ne desfășurăm activitatea în zona economică liberă. De altă parte, sigur că în această fază, cu toate autorizațiile pentru construcție și așa mai departe, noi avem tangențe cu multe autorități, și din orașul Orhei, dar și de la nivel național. Dar atitudinea este una corectă față de tot ce facem noi aici. Deci nu am întâmpinat absolut nicio problemă. Și e și normal, investiții mari, multe locuri de muncă, profită și statul, deci toată lumea înțelege că este un proiect benefic pentru regiunea Orhei, pentru țară. Dacă să vorbesc despre ceea ce am auzit eu, alți investitori care sunt, deci sigur că e în continuă perfecțiune și cadrul legal și toate facilitățile care există, și dar și obligațiile, să nu uităm, fiindcă de multe ori se așteaptă doar beneficii, dar eu cred că mai există o problemă în Moldova la capitolul plății 100% a impozitelor, taxelor și așa mai departe. Noi suntem foarte transparenți, deci standardele companiei sunt foarte înalte, deci 100% ne facem toate obligațiile față de statul Republica Moldova și cred că ar trebui să facă același lucru și toți ceilalți. Vreau să vă mai spun că sunt apreciate anumite acțiuni care au fost întreprinse pe parcursul acestui an de către guvern. Este vorba de liberalizarea activității antreprenoriale aici în Moldova. Știți că s-au întreprins niște acțiuni ca să fie amânată pe o anumită perioadă, deci să fie amânate aceste controle fiscale, care uneori stresează, să zicem așa, oamenii de afaceri. Au mai apărut coridoare rapide prin vamă, pentru cei care lucrează just in time, așa cum facem și noi, fiindcă suntem în situația ca să livrăm exact la timp clientului, deci produsele noastre. Mai sunt chestii care încă urmează de a fi îmbunătățite, dar mi se pare că există înțelegere și acest dialog, deci, este în derulare. Încă o dată, nu este nimic perfect, dar nici nu pot să zic că sunt probleme mari. Statul a venit în întâmpinarea oamenilor de afaceri cu anumite facilități, dar în ce măsură mediul de business este corect față de stat? Și aici vorbim despre anumite greșeli ale oamenilor de afaceri pe care fie le fac intenționat, fie din necunoștință de cauză. Unde este problema? Iarăși nu pot să vorbesc în numele tuturor, dar este foarte important și noi am pus preț pe selectarea, deci în toate departamentele care le avem noi în companie, oameni competenți, manageri care sunt pregătiți așa cum trebuie să fie pregătiți. Deci trebuie să fie cunoscută și legislația locală, ea trebuie să fie respectată. Noi greșelile până acum nu am făcut. Și o dovadă este și toate controlele care le-am avut până acum, deci din partea fiscului,
acest TVA care avem dreptul să ne-l returnăm, noi l-am obținut 100%, ce înseamnă că noi suntem profesioniști, înseamnă că noi din timp știm care sunt prevederile legale, noi le respectăm și eu cred că și aici poate unii acordă mai puțin atenție. Încă o dată, nu este nimic perfect, dar când există probleme, pentru asta sunt asociațiile oamenilor de afaceri, sunt aceste forumuri create, sunt platforme de discuții, trebuie venit cu inițiative către guvern, de purtat un dialog mai larg, de încercat de perfecționat, deci situația în cazul în care sunt probleme, dar legislația trebuie respectată. Ce acțiuni trebuie să întreprindă statul astfel încât țara să devină atractivă pentru investiții? Asta este o întrebare veșnică, dar, de exemplu, acum este la modă, ca să zic așa, și urmărim un val care vine aici în Republica Moldova la capitolul producerii cablajelor pentru automobile, așa cum a fost în anii 90 industria textilă. Acum, iată, vine acest val, fiindcă în afară de noi, știți, mai mult timp lucrează și Drexel Mare și este Fujicura, a venit acum Leonia, are un somn contractor în Moldova. Și eu cred că este o șansă pentru Moldova acum. Noi suntem interesanți pentru aceste companii internaționale mari. Noi avem interesul ca să oferim la oameni locuri de muncă și cât mai multe investiții vor fi, eu personal nu mă tem de concurență, da? Să fie în toate raioanele astfel de fabrici. Și aici guvernul practic nu trebuie să facă nimic decât să fie foarte atent, să deschidă ușile la timp, să manifeste bunăvoință, fiindcă investitorii mari, ei vin dacă au interes. Care sunt planurile de viitor în privința afacerii pe care o conduceți? Spuneați că în noiembrie va fi dată în exploatare, dar până atunci ce mai este de făcut? Noi suntem conform planului în această hală interimară și toate rapoartele lunare pe care noi le facem, le analizăm, confirmă deci că nu avem probleme, totul funcționează bine la moment aici, dar noi cu gândurile suntem deja în viitor, fiindcă toate pregătirile privind utilajul adițional care urmează să-l importăm, să-l instalăm în fabrica mare, pe o suprafață destul de mare. Și din cauza asta, sigur că noi suntem în contact acum și cu toți colegii noștri de la fabricile din grup. Avem nevoie și de suport, pentru că suntem la început cu acest proiect. Deci vin specialiști din alte țări, fac training-uri cu ai noștri locali ca să instalăm în timp acest utilaj și în paralel să avem acest plan de recrutare bine pus la punct. Iată, unde suntem aici, asta este o zonă de traininguri, deci chiar stă în viitoare încă 30 de oameni adițional îi angajăm, dar când o să trecem în fabrica mare, probabil vom avea câte 4 grupuri în paralel, 30 de oameni, deci ne extindem. Și acum, la moment, deci noi suntem foarte mult ocupați de aceste pregătiri ca să facem față. Va urma o perioadă de un an, doi, ca să ajungem la nivelul maxim, să stabilizăm producția. Și aici este foarte important, deci, organizarea, eficiența și calitatea. Sunt niște criterii impuse de client, chiar dacă noi poate ne aflăm într-o situație mai comodă, fiindcă nu trebuie să avem probleme cu procurarea materiei prime, contractele sunt, nu avem nevoie de piață de desfacere, fiindcă sunt înțelegere cu clientul, cu Volkswagen, dar organizarea, just in time, să lucrăm așa ca o mașină germană, să învățăm pe moldoveni să lucreze conform acestor standarde, deci asta este scopul nostru de bază. Dar dacă vorbesc și de viitorul mai îndepărtat, eu cred că dacă vom merge bine cu acest proiect aici la Orhei, cu siguranță că nu ne vom opri aici, vom merge și mai departe, vom analiza situația în partea centrală a Moldovei, unde am putea să mai avem un satelit, să deschidem o nouă fabrică, deja ne gândim la acest lucru. Bine, din punctul meu de vedere, cât mai repede, cât mai bine, dar trebuie să le facem toate la timpul lor. Eu cred că într-o perioadă previzibilă. Am înțeles. Cu siguranță o afacere mare, așa cum o conduceți dumneavoastră, are nevoie și de avocați. Vreau să vă întreb cât de des interacționați cu avocații. Bineînțeles, aspectul legal este unul important. Ce aici spuneam, este foarte important, în primul rând, de respectat legislația. Și aici legislația, mă rog, este și sunt anumite chestii legate de fisc, alte subiecte mai specifice. Și noi avem specialiștii noștri, dar noi facem și outsourcing. Încercăm, fiindcă nu putem să ne permitem să avem un departament legal în cadrul companiei, din vedere a costurilor, deci nu este rațional. Și de aceea noi suntem în contact cu, nu le mai numesc ca să nu le fac reclamă, dar cu câteva companii internaționale care au oficiile la Chișinău. Ei ne ajută și la pregătirea contractelor, care sunt mai voluminoase, ca să zic așa. Și eu vreau să vă spun că, iarăși, experiența este una bună, avem specialiști buni, pregătiți, chiar dacă companiile sunt internaționale, dar staff-ul este local, sunt moldoveni în majoritatea lor.
Deci, iarăși, la acest subiect, până în prezent, ne scurcăm bine și nu ducem lipsă de oameni bine pregătiți, inclusiv și în acest domeniu. Și o ultimă întrebare, la nivel personal. Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră? Ce planuri aveți de viitor și, nu știu, poate, ce mai faceți în afară de afaceri? La moment, suntem plenar implicați, eu și colegii mei, în această afacere, chiar că nu mai avem timp pentru altceva, poate va veni mai târziu. Și cred că este și normal, când ai pornit un proiect nou, sigur, el pornește de la zero, merge în creștere, merge în extindere, deci trebuie să ai suficient timp ca să fii dus cu trup și suflet în ceea ce faci, asta și fac. În viața mea s-au schimbat foarte multe, este un domeniu absolut nou pentru mine și am avut tupeul ca să mă ocup de acest lucru, fiindcă am pornit de la zero și multe lucruri le învățăm împreună cu manageri care am selectat. Ei sunt din diferite domenii, au studii în aceste domenii și împreună cu ei, deci încerc cât mai mult să înțeleg și o să pătrund, pentru că nu poți conduce cu oameni atunci când nu înțelegi toate lucrurile. Tabloul general trebuie să fie clar. Spre deosebire de ceea ce am făcut anterior, aici este mult mai concret. Deci, la nivel operativ, sunt multe lucruri, muncim foarte mult, trebuie să luăm decizii, suntem flexibili, practic zilnic, dar e o satisfacție foarte mare, fiindcă este ceva concret și îți vezi și rezultatele muncii. Domnule Corman, eu vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și pentru răspunsuri și vă doresc mult succes. Mulțumesc și eu și succes dumneavoastră.